Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihai și astăzi vin cu o recomandare, este vorba de un laptop bun la toate. Zilele astea căutam niște laptopuri pentru muncă și aveam un buget de 2500 de lei și m-am tot uitat să văd ce laptopuri aș putea găsi în banii ăștia și am găsit aceste Thinkbook-uri de 15 inch cu Ryzen 3 4300 ore, venim la procesor imediat că e o treabă interesantă, ecran Full HD, 8 GB de RAM, 256 GB SSD, PCI Express și un pic de grafică integrată cu pretenții de grafică dedicată, vă explic imediat ce am vrut să spun chestia asta. Procesorul. Ryzen 3 4300 Și unii vor spune, doar Ryzen 3? Da, doar Ryzen 3. Dar e un Ryzen 3 potent. Se apropie cumva de i3 f de desktop. Și se apropie cumva și de cipurile mobile de la intre acelei 5 de generația 10. -a. Deci nu e un procesor rău. 4 core, 4, 4 uri pleacă la 2.7, că până la 3.7 în turbo deci nu văd de ce ar fi o problemă cu laptopul ăsta din punct de vedere al procesorului. Apoi ecranul Full HD IPS 250 de nits, știu sunt ecrane mai luminoase pe piață, dar 250 de niți este suficient, zic eu, din punctul meu de vedere pentru lucru cu, nu știu, școala online, cu office, cu astea, e perfect. Ne? Nu, nu cred că ați avea nicio fel de problemă în a vedea ecranul și bineînțeles pentru un film. La bani ăștia am văzut niște laptopuri cu e TN, te bune TN, nu, nu, TN e iese din discuție tipul ăsta de ecran. Nu știu cine a mai cumpărat un ecran TN. Doar probabil pentru Extreme Gaming cu o rată de refresh enorm de mare. Dar altfel nu. Vă spuneam de AMD Radeon Graphics, care are pretenție grafică dedicată. E un AMD Vega 10, care poate rula niște jocuri gen League of Legends, Rocket League, CSGO și așa mai departe, chestii de e jocuri mai puțin pretențioase. Și m-aș încumenta să spun chiar și Doom Eternal, care merge și pe un cartof. Vine cu FreeDOS, dar puteți să-i puneți Windows, că știu că unii o să mă întrebe, pot să pun Windows? Of course, el vine cu FreeDOS pentru că nu are licență de Windows și instalează un sistem de operare ca să fie instalat. Mi-aș plăcut să pună Linux pe ele, dar probabil că nu au, nu, nu, știu de ce pun FreeDOS. Ar fi mers un Linux. Acum, la porturi. Pentru că discutam zile trecute cu un prieten de Mac-ul ăsta nou cu M1, Mac-Mac-ul are două porturi și un jack de căști ăsta are, țineți-vă bine. O luăm de la stânga la dreapta. Două USB-uri Type-C, cred că pe unul dintre ele se și încarcă. HDMI full, USB full, jack de căș combo. Adică are și pentru microfon. Și pe partea alta slot de card SD, da, card SD, ăla de-l pui în cameră. Apoi, încă un USB full, jack de Ethernet, Băi, sunt laptopuri care în ziua de azi mai au jack de Ethernet. Adică e o nebunie totală și un Kensington în loc. Tastatura. Tastatură cu numpad. O tastatură ok. Am testat tipul ăsta de tastatură de la Lenovo. Nu e ceva spectaculos, dar nici ceva rău. Adică e o tastatură bună și am vrut neapărat să aibă numpad pentru că noi facem multe chestii în Excel și le mai ușor colegii mei cu numpad. știu că sunt laptopuri care n-au numpad dar dacă stare e foarte bine și văd că are și senzor de amprentă, e o chestie foarte interesantă un plus pentru securitate văd că în poza asta rulează Windows nu, nu vine cu Windows dar la banii ăștia, sincer, n-ai ce să ceri oricum o să cumpărăm noi licențe separate de Windows, treaba e că mi se pare tare, tare interesant și vă spuneam, la 2000 de lei aveți laptopul cu procesare de tabletă și la 2000 400 de lei, adică cu 400 de lei mai mult aveți niște laptopuri care nu se compară. SSD-ul, că uitasem să spun de el, 256 M2 PC Express, nu cred că e cel mai rapid SSD din lume, dar probabil că este mai rapid decât un SSD SATA. Și atunci laptopul va merge un piculeț mai bine datorită SSD-ului. Da, să mai vând încă laptopuri cu hard. Dar am văzut laptopuri cu hard de un tera. Hard de un tera. Voi sunteți nebun la cap. Hard de un tera. Și costă 30 de milioane ceea ce mi se pare să mai pui hard pe laptop în ziua de astăzi. Dar în fine, e alegerea producătorilor, probabil că mai sunt prin stoc, pe undeva prin vreun depozit, niște harduri rămase și ăsta nu, nu are hard, nu cred că, nici, cred că nici, măcar n are loc de, de pus hard în el. Da, cam, cum asta ar fi despre laptopul ăsta, da, pare interesant, nu și voi în comentarii părerea voastră, dacă reușesc, nu promit, dar dacă reușesc să pun mâna pe laptopul ăsta, să-l aduc acasă și să filmăm, un live cu instalarea Windows-ului, vedem și cum se mișcă, îi facem și teste. până în alta, eu am fost Nihel, vreau să sunt Biseria. dacă v-a plăcut video ăsta, dați un like, dați un share, dacă aveți vreun prieten care vrea și el să-și cumpere un laptop acum. Și bineînțeles, până la data viitoare, să aveți o zi frumoasă, la revedere!